Nicolae Sulac s-a născut la 9 septembrie 1936 în satul Sadec, raionul Cantemir. Chiar dacă nu a avut studii muzicale, și începe activitatea artistică în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și anume în cadrul capelei corale Doina. În anul 1965, Nicolae Sulac devine solist al ansamblului Fluieraș. Iar în anii 70 și începutul anilor 80, concertează în calitatea de solist al ansamblului Lăutarii. A evoluat în numeroase concerte, a înregistrat multe piese, majoritatea dintre care au fost semnate de el. A fost renumit pentru umorul său fin și profund filozofic. Cele mai renumite piese ale regretatului interpret sunt Ce frumos mai cântă cucul, Tinerețe, tinerețe, Foaie verde în Magheran, Când tata va veni, Floarea lui Sulac și multe altele. Nicolae Sulac a concertat în multe orașe ale fostei URSS și țări ale lumei. În calitate de solist a evoluat în spectacole precum Crainou Porumbescu, Moș Ciocărlan, Flondor. În anul 2002 a creat Fundația de Susținere a Muzicii Populare. Nicolae Sulac a deținut titlul de artist emerit al RSS Moldovenești și artist al poporului din URSS. Începând cu anul 2012, Palatul Național din Chișinău poartă numele lui Nicolae Sulac. Renumitul interpret a trecut în neființă la 8 aprilie 2003 la Chișinău. A fost înmormântat la cimitirul din strada Armeană.